Toate buletinele de vot au fost predate sub pază și vor fi distribuite primăriilor din județ. Astăzi se derulează activitatea de predare a buletinelor de vot în număr de 413.722 de bucăți și a materialelor necesare votării. Ștampile cu mențiunea votat 2012, ștampila de control, 2 exemplare a copiei de pe lista electorală permanentă, formularele listelor electorale suplimentare, formularele proceselor verbale privind rezultatele referendumului, timbrele autocolante, tușiere și papetărie. Prefectul a mai atras atenția că orice împiedicare a exercitării dreptului la vot, dar și tentativa de fraudare se pedepsește conform legii. Articolul 52 alineatul 1 prevede infracțiunea de împiedicare prin orice mijloace a liberului acces și exercițiu al dreptului de a participa la referendum. Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Vom avea toleranță zero față de orice încălcare a legii în acest sens. Fie că suntem sesizați de presă, suntem sesizați de diferite ONG-uri, partide politice, iar dacă nu și vom primi informații pe diferite alte canale, vom sesiza din oficiu și vom face verificări și cercetări cu maximă celeritate în acest weekend. Șeful IPJ Sibiu spune că deocamdată nu au fost semnalate încălcări ale legii și că toate secțiile vor fi păzite. Avem echipe de intervenție și echipe de cercetare a incidentelor pentru toate zonele din județ, de peste 400 de polițiști. Șeful IPJ Sibiu spune că deocamdată nu au fost semnalate încălcări ale legii și că toate secțiile vor fi păzite.